Sfântul cuvios Isidor Pelusiotul. Sfântul cuvios Isidor Pelusiotul este unul dintre sfinții care s-au nevoit în Egipt. Născut în anul 360, Isidor era rudă cu Teofil, arhiepiscopul Alexandriei, și cu Sfântul Chiril al Alexandriei. Viața monahicească îmbrăcată încă de tânăr în muntele Pelusion, în vremea împăratului Teodosie cel Mic. Toți istoricii vremii mărturisesc cu putere despre viața sfântă și înțelepciunea cu care a fost dăruit Sfântul Isidor. De la el, de altfel, ne-au rămas multe cuvinte folositoare, îndeoseb sub forma scrisorilor sale. Pe Paladie, episcopul Elinopoliei, îl învăța să se ferească de vorba cu partea femeiască, pentru că acesta se lăuda că nu primește nicio vătămare atunci când vorbește cu femeile. De vorbele femeiești fugi cât poți, bunule bărbat, căci celor ce au treapta preoției, mai sfinți și mai curați se cade să fie decât acei care s-au dus în munți și în pustie, pentru că aceștia au grijă de sine și de popor, iar acei care s-au dus în pustie au grijă numai de ei. Tot să se încredințeze de aceasta, că și pietrele se spar de picăturile de ploaie care pică totdeauna pe ele. Ia minte la ceea ce grăiesc, că ce este mai tare decât piatra și ce este mai moale decât apa și mai ales decât picăturile de apă. Deci, dacă firea se micșorează de acel lucru, apă cum nu va fi biruită și răsturnată voia omenească care ușor este mișcată? Poate una dintre cele mai celebre ziceri ale sale o găsim în Patericul egiptean. Viața fără cuvânt e mai bună decât cuvântul fără viață, căci ea și tăcând e folositoare. Cuvântul și strigând supără. Dacă se întâlnesc cuvântul și viața, desăvârșesc un simbol al întregii filozofii. Acest sfânt mai învață că omul cel îmbunătățit se cade să nu se mândrească pentru lucrurile sale cele bune, ci cele smerite să le socotească pentru sieși. De este în cineva gând smerit, faptele bune ale aceluia se fac mai luminoase, iar de nu este cu gândul smerit, apoi și faptele bune, cele luminoase, se întunecă și cele mari se micșorează. Drept aceea, de voiește cineva să-și arate faptele sale bune, să nu le socotească mari, căci atunci mari se vor afla. Sfântul cuvios Isidor Pelusiotul a trecut la Domnul între anii 435 și 440, admirat de tot și cinstit ca sfânt încă din timpul vieții.